Bună ziua, dragii mei! Suntem aici, după cum v-am obișnuit, pe platoul de luptă, fiindcă noi transmitem live, indiferent de ce se întâmplă și e șantier la noi în platou. În primul rând, aș vrea să fac câteva precizări în legătură cu atacul la adresa mea. Nu a fost un atac, a fost un fan al emisiunii care a vrut să facă o donație. Deci aș dori să îl aplaudăm pe această cale. Multă lume ne întreabă, dar Nirela, de ce aruncă oamenii cu cărămizi în voi? Răspunsul e simplu, pentru că fanii acestei emisiuni fac donații pentru ca Vulpița și Viorel să își facă o nouă casă. Bineînțeles că așteptăm pe adresa redacției și saci cu ciment, cuie, balast, blocuri, BCA și poate, dacă sunteți bocați, și bucăți, de ce nu, de mobilier. Bun, și desigur, toată lumea ne întreabă de ce, domne, sunt dezbrăcați oamenii care vin și arunc în noi. Răspunsul este pentru că sunt fani atât de mari ai acestei emisiuni încât dau totul, chiar și cămașa și chiloții de pe ei. Domne, știți cum se zice, când viața îți dă lămâi, face o limonadă, așa și la noi. Când viața îți aruncă cărămizi, domne, fă o casă din ea. Deci, dragii mei, dacă aveți lucruri de aruncat spre noi, poate strângem și facem un studio nou. Ia uitați, acest scaun, care este foarte bun, poate să țină invitații, așa, dar... putem să strângem și să facem un studio, un studio nou pe adresa redacției, care este aproape, este chiar la o aruncătură de băț. Desigur, mulțumim pe această cale Dedeman care au sponsorizat aceste emisiuni. Așteptăm parteneriate, de ce nu, de la Madhouse sau de la altele. Bineînțeles că sloganul emisiunii a devenit unul din Biblie, și anume, cel fără de păcat să arunce primul cu piatra. Avem și un joc care nu se numește darts, se numește darțiaș cu cărămida în cap. Deja văd că se aruncă cu tot, cu papuci, mini, cu... la fix, că deja am început din 3 minute și nimic. Bineînțeles că urmează și un bocan, dar asta este restanță de data trecută. După încheierea emisiunii, vă garantez că o să mă duc să predau lupte libere la Academia de Craft Maga și să predau tehnica de eschivă pe șantier, mătii care e... așa, din apropiere, unde trebuie să știți că trebuie să te ferești, cum m-am ferit și eu, când cad bucăți din clădire. Acolo lucrează și Loredana Groza, care ne ajută, pentru că ea stă, îi cade tencuiala de pe față, iar noi trebuie să ne ferim, cum și eu m-am ferit, nu-i așa? Așa că aceasta a fost emisiunea Acces din Rect cu Nirela. Vai, da, ce tare ai mai dat! Măi, omule, dacă mai dai o dată, să știi că o să avem o problemă! Așa că haideți să încheiem într-o notă veselă și în sloganul emisiunii, așa că nu uitați, cel fără de păcat să arunce primul cu cărămida.